Bună seara și bine ați venit la Esențial Discutăm uh, despre economie, dar de data aceasta, dintr-o uh, viziune a industriei mediului, dacă putem să o numim așa, avem uh, și o abordare privind... Uh, industria forestieră și industria mobile, pentru că avem o serie întreagă de teme despre care putem să vorbim în această seară legate de mediu și de aceste industrii. Invitatul acestei ediții este domnul Cătălin Tobescu, director Fordac România, comunitatea forestierilor. Bună seara, bine ați venit la RFI. Mulțumesc. Bună pentru seara, mulțumesc, mulțumesc pentru invitație. Cătălin Tobescu, vă propun să plecăm cu discuția noastră de la temele europene. Am văzut Parlamentul European care a adoptat o rezoluție privind mediul, am văzut Comisia Europeană care are preocupări extrem de serioase, noua Comisie Europeană care are preocupări foarte serioase legate de uh, mediu, cum privim toate aceste lucruri în context european. Uh, poate că datorită campaniilor electorale și a dezbaterilor politice, sunt niște teme care au trecut mai puțin observate în România, da, ziceți. în România, dar uh, sunt evoluții esențiale care vor orienta politicile europene pentru cel puțin următorii 5 ani. Primul aspect pe care l-aș aduce în discuție este rezoluția Parlamentului European, care a adoptat o rezoluție privind, uh, privind declararea stării de urgență climatică cerând Comisiei Europene să ia toate măsurile necesare astfel încât să se limiteze creșterea temperaturii cu maxim 1,5%. 1,5 grade. 1,5 5 grade. 1 ,5 în, următoarea perioada, în, următorii, în următorii până în 2100. Ah. Poate că pare puțin puțin da, pare teoretic de și îndepărtat, uh -huh. dar ceea ce nu se cunoaște în România, noi am avut ultimii 3-4 ani niște ani climatici destul de normali cu precipitații relativ echilibrate, chiar dacă în toamnă a fost secetă. În Europa au fost trei ani consecutivi extrem de secetoși, care au condus la dezechilibre majore. În acești ani sunt înregistrate cele mai multe incendii de pădure care au existat vreodată în Uniunea Europeană, datorită secetei, fiind afectate în, în principal țările din partea sudică a continentului, iar în Europa Centrală și Europa Nordică, din cauza secetei, avem un fenomen de uscare a pădurilor fără precedent pe suprafețe foarte mari, deci în Europa se pune problema efectivă a dispariției pădurilor de rășinoase. Deci, când vorbim de o declarare a stării de urgență, nu este o exagerare, ea sună destul de alarmistă, așa. Mă refer la această rezoluție despre care vorbeați a Parlamentului European. Deci, nu știu dintre, dintre, pentru că astăzi românii călătoresc foarte mult prin Europa, în Cehia, de exemplu, o țară destul de apropiată, se pune problema dispariției efective a pădurilor de rășinoase, 500.000 de de hectare de păduri se usucă pur și simplu, dezeclibrate de secetă, dezechilibre care sunt urmate de atacuri ale unor insecte gândași de scoarță care conduc la uscarea în masă a pădurilor. În Germania, suprafața de păduri afectate este de ori 125.000 de hectare numai anul acesta, plus, plus, la care se adaugă furtuni extrem de violente, toate acestea au condus la volume imense de masă lemnoasă afectate de uscare și de doborături. Vorbim de 100 de milioane de metri cubi doar în 2019. Ca ordin de mărime, 100 de milioane de cubi înseamnă de 5 ori masa lemnoasă recoltată în România. Deci sunt niște cifre... Deci e o problemă extrem de serioasă, este numai o... când vedem aceste cifre, Nauzim auzim aceste cifre. Bineînțeles. Deci asta este pentru că vorbim de păduri Evident că este afectată și agricultura cu reduceri de producții serioase în într-o grămadă de țări europene, dar eu m-aș concentra cu discuția pe subiectul pădurilor. De acord, Comisia Europeană are și ea un, un plan vis-a-vis -vis de această temă a mediului, a protecției mediului și a schimbărilor climatice. Bineînțeles, în contextul în care Parlamentul European a solicitat acest set de politici, Uh, uh, președintele, uh, comisarul șef al Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, a făcut din, uh, din combaterea schimbărilor climatice principala prioritate a mandatului pe 5 ani al următoarei Comisii Europene, uh, propunând un, uh, în expresia domniei sale un Green Deal, adică o înțelegere verde prin care să fie promovată un set de politici care să conducă la, pentru că executivul Uniunii Europene este Comisia Europeană, Comisia Europeană va implementa acest set de politici care să conducă la atingerea acestui obiectiv de reducere a emisiilor de carbon, ne vor afecta în următoarea perioadă pe toți aceste politici pentru că sunt propuse taxe pe emisiile de carbon pentru toate industriile, însemnând de la transporturi până la încălzire, energie, aviație și absolut toate industriile. Bineînțeles, bineînțeles, soluția este de a decarboniza industria, a migra către energie regenerabile și a ne baza dezvoltarea pe bioeconomie. Bioeconomie, care este un cuvânt iarăși relativ nou și căruia trebuie să înțelegem conținutul. Bioeconomia este o economie care se bazează pe resurse naturale, biologice, regenerabile și, bineînțeles, când vorbim de resurse naturale regenerabile, iarăși ajungem la păduri și la resursa de lemn. Doar să spunem, scuzați-vă, Cătălin Tobescu, faptul că a avut o expresie interesantă, nu șefa Comisiei Europene sau a vorbit despre felul în care a evoluat construcția Uniunii Europene și țintele și obiectivele pe care și le-a creat și însușit această, această Uniune Europeană. Sigur, este un document programatic de mare anvergură care uh, sintetizează evoluția conceptului la nivelul Uniunii Europene în acest fel. În prima perioadă de, de unificare și de, uh, de emergența a Uniunii Europene, obiectivul acestei a fost de a crea o zonă de securitate și de pace. Acestea au fost începuturile, anii 50. Uh, evoluțiile au uh, mers ulterior către o zonă de prosperitate economică, liber schimb. Uh, și uh, putem spune că astăzi Europa este o zonă de prosperitate economică. Următoarea provocare, și aceasta este provocarea pe care și-o asumă Comisia Europeană, este de a asigura un uh, mediu de viață uh, natural uh, și sănătos uh, pentru uh, toți cetățenii Uniunii Europene, pentru că se pare uh, aceasta este amenințarea cea mai mare pe care o traversăm uh, în prezent. Bun, din acest punct de vedere o să vă rog să mai explicați, ați mai spus-o de câteva ori în diverse situații, inclusiv la RFI, uh, care este rolul pădurilor în uh, acest Green Deal, să spunem, uh, sigur, deocamdată la nivel general, după care o să intrăm și în situația din uh, România. Uh, este foarte simplu de înțeles în momentul în care vorbim de bioeconomie, de o economie bazată pe resurse naturale, biologice. Evident, vorbim de ceea ce răsare pământul. Pământul este folosit pentru agricultură și a doua folosință majoră este folosința forestieră. Resursa agricolă este folosită pentru hrană. Și, practic, nu rămâne prea multă resursă pentru uh, alte utilizări în afară de hrană. A doua resursă majoră pentru bioeconomie este reprezentată de ceea ce ne oferă pădurile ca resursă, adică lemnul. Deci, în condițiile în care vorbim despre păduri gestionate sustenabil, vorbim despre uh, continuitate în administrarea pădurilor, vorbim despre. Uh, Conservarea biodiversității, dar dincolo de aceste obiective pe care o silvicultură sustenabilă le asigură, pădurea ne oferă o recoltă anuală de lemn, o recoltă pe care o putem recolta în fiecare an fără să afectăm continuitatea pădurii. Este ceea ce noi silvicii numim posibilitatea de recoltă a pădurii, care întotdeauna încercăm și ne propunem și este mai mică decât creșterea pădurii, deci, în condițiile în care stocul de masă de lemnoasă din păduri crește în permanență, da, totuși avem o creștere a pădurii pe care trebuie să o recoltăm și care ne oferă o resursă de lemn, care este exact baza acestor economii care se dezvoltă. Și aceste economii care se dezvoltă sunt legate de construcții. Lemnul folosește și înlocuiește cu succes uh, betonul și, și oțelul în, uh, în construcții. Vorbim de înlocuirea plasticilor uh, cu toate uh, efectele pe care plasticul uh, le are în, în mediul înconjurător și vorbim uh, de lemn pentru energie, pentru că este o sursă de energie regenerabilă. Da, toate aceste lucruri despre care vorbiți sunt valabile în întreaga lume, în Europa, evident, și în România. Sigur. Pentru a, până să trecem la situația specială sau la situația României, o să vedem, e, un, e ceva mai specială, putem să spunem așa, Vă aș ruga doar să ne spuneți câteva gânduri, câteva opinii ale dumneavoastră legate de faptul că uneori ideea aceasta de schimbări climatice, de protecția mediului, de îmbunătățirea condițiilor de mediu. Pot, pot, a, toată această chestiune poate să ajungă și într-o zonă mai de extremă, aș numi eu. Adică sunt uh, idei și sunt manifestații, sunt organizații care se duc într-o zonă, eu aș numi eu, trebuie să spun, chiar într-o zonă de extremă. Extremă nu politică, ci de extremă de gândire. Uh, care este reacția industriei vis-a-vis -vis de uh, acest tip de, de abordare a protecției mediului? Uh. Pentru, 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 sectorul forestier și toate industriile legate de lemn, de folosirea lemnului ca resursă, lucrurile sunt foarte clare. Lemnul este o resursă pentru, o resursă pentru această economie verde, bioeconomie sau cum dorim să-i spunem. O mare Există mișcări ecologiste uh, care care zic eu înțeleg sau nu înțeleg acest echilibru care trebuie să existe între funcțiile de mediu sociale și economice ale pădurii. Dacă prin absurd, prin absurd pentru că matematica este o metodă de a demonstra prin reducere la absurd. Deci dacă prin absurd uh, uh, am acceptat aceste propuneri ale unor ONG-uri extremiste, aproape anarhiste, aș spune eu, de a opri uh, recoltarea de masele noastre, exploatarea pădurilor, uh, așa cum o înțeleg dumnealor, pentru că dumnealor orice recoltare de lemn ni se pare haotică. Deci, dacă am opri această recoltare de lemn, uh, instantaneu, instantaneu, uh, am avea o criză energetică uh, majoră. Nu vorbim pe glob, vorbim în România, uh -huh. uh, pentru că uh, jumătate din, din uh, gospodăriile României se încălzesc uh, cu lemn. Uh, lemnul înseamnă aproximativ 5 milioane de tone echivalent uh, petrol. Dacă s-ar înlocui lemnul cu, cu petrol, să zicem, sau cu uh, alți combustibili fosili, ar însemna o explozie a emisiilor de carbon ale României ar însemna instantaneu penalități din partea Uniunii Europene pentru neîndeplinirea țintelor. Adică exact invers de ceea ce se dorește chiar și de către organizații de mediu. Deci cel mai simplu ar fi să demonstrăm prin reducere la absurd ce s-ar întâmpla dacă mm. uh, nu s-ar mai recolta, spune nu s-ar mai recolta nimic. lemn și noi ne-am uh, uh, ne oprit uh, această economie forestieră și am acceptat argumentele lor. Bun. Mergem în continuare în, în, în discuția noastră și ați, am discutat în prima parte a emisiunii despre New deal numit Green Deal al Comisiei Europene, despre noile preocupări la nivel european. Haideți să ajungem în România și, din păcate, a spune totdeauna discuțiile legate de lemn în România încep cu tăierile legale. Unde ne aflăm? Nu numai din acest punct de vedere, și dați-ne și contextul mai general, dar trebuie să vorbim și despre această temă, evident. Eu întotdeauna, sau. într-o ultimă comparație pe care am făcut-o, am comparat erile legale cu fenomenul evaziunii fiscale. Evident, evaziunea fiscală însoțește economia are oarecare amploare în anumite segmente economice, dar nimeni nu își permite să spună să oprim economia sau să blămăm blamăm economia națională pentru că există evaziune. Evaziunea trebuie identificată, combătută prin mijloace economice, coercitive, fiscale, de toate felurile. Economia neagră trebuie adusă la suprafață nu ucisă pentru că ea înseamnă că răspunde unor nevoi. Deci, terile ilegale există. Nimeni nu neagă acest fenomen. Nimeni nu, nu neagă, dar aceste terile ilegale au foarte multe nuanțe, foarte multe nuanțe. În primul rând, aceste, acest subiect al terilor ilegale a fost din nou pus pe tapet de apariția cifrelor inventarului forestier național, uh -huh. inventar care, așa cum am comentat de foarte multe ori, ne arată o stare foarte bună a pădurilor României, din punct uh -huh. de vedere da. al suprafeței, al evoluției stocului pe picior, al suprafețelor neregenerate. Ce sunt o stare foarte bună? Adică la ce... În sensul își, că... Uh, în sensul că suprafața pădurilor este evaluată de inventarul forestier național la 7 milioane de hectare. În ușoară creștere permanentă față de dacă ne raportăm la anul, la anul 1990, chiar o creștere substanțială de câteva sute de mii de hectare. Important este că inventarul forestier național ne spune că avem o creștere a stocului de masă lemnoasă pe picior în 5 ani de zile ne spune acest inventar avem o acumulare de 130 de milioane de metri cubi, adică recoltăm aproape doar jumătate din creșterea pădurilor. Ne mai spune inventarul forestier național că suprafețele neregenerate din fondul forestier sunt de ori nu a 60.000 de hectare, adică sub 1% din suprafața pădurilor, deci pe ansamblu, pe ansamblu starea pădurilor României este bună. Aceasta nu înseamnă că punctual nu avem uh, suprafețe afectate de tăieri legale, de tăieri rase pe suprafețe mai mari, uh, lucruri care se văd și care nu pot uh, fi negate, uh -huh. dar uh, poate cifrele cele mai importante pe care le oferă inventarul sunt legate de raportul între creșterea pădurii și volumul uh, recoltat din păduri. Imediat o să ne întoarcem la tema noastră. O avem acum la telefon pe doamna Aurica Sereni, președintele Asociației Producătorilor de Mobilă din România. Bună seara, bine ați venit la RFI. Bună seara, bine v-am găsit. Doamna Sereni, pentru că discutăm iată despre industria forestieră, vrem să vorbim și despre industria mobilei și recent ați făcut publicității un comunicat v-aș ruga să discutăm un pic despre cifrele mari ale industriei mobile și despre ce se mai întâmplă în această industrie în raport de uh, anumite acuzații, anumite lucruri care au planat să zicem asupra industriei forestiere și a mobilei. Dar să plecăm de la cifrele bune. Uh, care este balanța comercială? Care sunt uh, lucrurile importante, uh, cifrele importante ale industriei mobile? Balanța comercială este activă sau foarte activă în favoarea exportului românesc. În ultimii ani, soldul favorabil export-import în fiecare an a depășit 1,5 miliarde euro. Deci avem cu ce să ne lăudăm. Avem o pondere a valorii adăugate brute în producție de 55%, conform studiului realizat de ziarul financiar în, împreună cu patronatul investitorilor autohton, cu Pia Rom. Da? După IT, asta care are 57%. Că, asta înseamnă că o industrie care produce valoare adăugată. Asta, mare, valoare adăugată mare. Deci suntem al doilea sector, da? În privința valorii adăugate brute la, în producție. În același timp, în ultimii ani, industria mobilei a făcut un salt în ceea ce privește exporturile, depășind foarte multe țări europene. Cu câțiva ani în urmă eram pe locul 13 în Uniunea Europeană și pe locul 20 în lume. În ultima perioadă, după studiul făcut de Exil, Institutul Italian care face studii în domeniu și care știți că lansează moda, de fapt Italia lansează moda în acest domeniu, a rezultat că suntem pe locul 5 în Europa și pe locul 11 în lume. Și bineînțeles că foarte mulți sunt deranjați de acest lucru și atunci se caută să se găsească formule de a se da în cap în producătorilor români. Bun, eu aș merge pe, hai să spunem, pe elementele concrete. Aici mă refer la problemele acestei industrie sau la temele pe care le-ați le pus în discuție și anume, nu știu, dacă vorbim despre prețul lemnului, dacă vorbim despre importurile în creștere și dacă vorbim și despre... Imaginea de, la export a acestei industrii va juga să menționăm câteva lucruri. De, uh, deci uh, după cum ați văzut, am fost acuzați pe nedrept că uh, producem mobilă ieftină, de proastă calitate, uh, cu lemn care uh, defrișează pădurile României, da? Un exact. mare mare neadevăr în primul rând că mobila consumă foarte puțin lemn. Cred că nu se știe cât consumăm, deci anul acesta necesarul de lemn care a fost transmis de către noi, care deținem Comisia de, Secretariatul Comisiei de Atestare, a fost de 899.000 de metri cubi pe an, lemn fasonat. Și pentru anul viitor este calculat la 1.026.000 de metri cubi. E transmis la Regia Națională a Pădurilor. Lemn din România vorbim, nu? Lemn, are. Vorbim lemn din România. Dacă ah. s-ar aduce, dacă s-ar regi, ar scoate la licitații și lemnul ar fi de calitate și s-ar lua pentru că nu se ia atât acest lemn. Că nicio firmă care a fost atestată n-a reușit să ia tot lemnul la licitație și pentru faptul că este lemnul la licita... este mult mai scump decât lemnul din import. De aceea, multe firme au început să, în ultimii ani, a crescut importul de cherestea. Anul trecut, de exemplu, a crescut în 2008 cu 30,6%. În 2018. În 2018, da. da pentru că este mai ieftin lemnul din import și am calculat, am calculat prețul pe tonă la lemnul de la cheresteaua care se exportă și la cheresteaua care se importă. Și prețul la import este cu, mai ieftin, mai mic, cu 22,6% decât prețul la exportul de cherestea românească. Ce înseamnă acest lucru, așa pe înțelesul nostru? Pe, pe, pe înțelesul tuturor înseamnă că este mai avantajos până la urmă să aduci cherestea din străinătate cu care să faci mobilă în România. Da. Bineînțeles că nu găsești toate speciile sau unele specii sunt uh, foarte valoroase în România și este păcat să nu faci mobilă de foarte bună calitate când există acest lemn în, în România. Dar uh, Bun. vă dați seama că firmele au putut, uh, dacă s-au îndreptat și spre importuri, au uh, analizat ce este mai avantajos pentru că rata profitului a scăzut foarte mult în uh, ultima perioadă. Pe anul 2018, de exemplu, este 4,3% pe medie, pe, toat, pe, total, pe, pe, pe total sector. Pe, total și, uh, pe industrie este uh, 6,3% deci cu mult sau sub medie, da? Și a scăzut de la 5,2 față de anul anterior. Aceasta datorită prețurilor la masa lemnoasă. Bun. Atunci, cum, cum să folosim, cum suntem acuzați că folosim lemn? Că atunci lemnul ar trebui să fie foarte ieftin, nu mai scump. Lemnul este mai scump decât cel din exterior. Aceasta dovedesc De și, că, și celelalte firme care importă lemnul pentru plăci, pentru buștean, pentru prelucrare. Deci, pentru că n știți că în ultimii ani a crescut foarte mult importul de acest din da. acest material. Doar câte, un minut v-aș mai ruga, un și jumătate, dacă doriți. Câteva cuvinte despre exporturi, pentru că s-a spus, așa cum bine ați menționat mai devreme, că sunt exporturi cu mobile ieftine. Eu știu că aveți. Un export uh, solid făcut din mobilă de lux pe care o trimiteți în deci, Europa. Deci, uh, 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 vreau să vă spun că... Dar vreau uh, să uh, intrăm într-o uh, polemică noi suntem, cu noi. noi prezent uh, personajul, persoana uh, uh, respectivă. Un, da. adică România este recunoscută pentru mobila din lemn masiv nu din lemn din plăci, de lemn de proastă calitate. Deci noi e, și ne adresăm populației cu venituri e, peste medie. Deci e, și acest lucru se dovedește inclusiv prin prețul lemnul, prețul mobilei per tonă. Am calculat după datele furnizate de e, Ministerul Economiei, de la Institutul Național de Statistică și Direcția Generală a Vămilor, prețul la exportul de mobilă și prețul la importul de mobilă. Știți care este diferența mm -hmm. între prețul la export și prețul la import de mobilă, 39,7% prețul mai mare la export decât la import. Ceea ce confirmă Asta ce spuneați dumneavoastră, că exportăm mobilă de calitate. Exportăm mobilă de calitate, deși la import e, um, importăm cantități destul de mari și din Germania și din Italia, sunt între primele țări, dar importăm și mobilă uh, mai ieftină de, de în plăci din Polonia, uh, uh, Turcia și China. Astea sunt principalele țări importatoare da. de unei mobila. Mulțumesc, doamna uh. Sereni. Vă rog, mai aveți o concluzie? Uh. Mai avem o concluzie că ceea ce s-a spus despre noi nu este adevărat și ceea ce se reflectă în filmul care s-a dat pe Netflix nu are nicio legătură cu România. Asta vreau să vă spun legat de mobilă. Că produsele acelea care au fost de proastă calitate, produsele de care se vorbea realizate sau vândute de către Ikea nu sunt produse realizate în România. S-a da, difuzat deja filmul pe Netflix? S-a difuzat sau am, se va difuza? Difuzată, difuzat pe data de 27 pe Netflix, da? Și am văzut uh, acel episod de uh, Broken, da, în mm -hmm. care uh, nu are nicio legătură uh, și cei de la Netflix nu au confirmat exact ce a spus domnul Gabriel Păun în uh, Mesajul pe care l-a dat sau ceea ce a apărut în ziarele da. din România. Nu e legătură cu noi, nu cam, domnul Păun, nu vreau să intrăm într-o polemică cu, uh, cu domnia sa. Cert e că reținem ceea ce ne spuneți dumneavoastră, doamna uh, Sereni. Mulțumesc pentru intervenție. Probabil că vom mai reveni, poate, pe această uh, temă, însă, încă o dată am reținut uh, poziția dumneavoastră. A fost alături de noi doamna Aurica Sereni, președintele Asociației Producătorilor de Mobilă din. Uh, România cu câteva precizări interesante. Ne întoarcem la discuția din studio. Alături de mine se află domnul Cătălin Tobescu, director Fordac România, comunitatea forestierilor. Așadar, Cătălin Tobescu, iată câteva cifre, câteva elemente foarte concrete pe care doamna Sereni le oferă vis-a-vis -vis de această discuție, inclusiv discuția legată de acel film de pe Netflix. Recunosc că nu l-am văzut, dar am auzit de el. Sigur. Deci sunt două. Pentru că discuția este foarte simplă, foarte simplă, discuția se rezumă la a avea păduri uh, gestionate sustenabil da? și uh, din aceste păduri sustenabile uh, avem o resursă de lemn. Problema este cum folosim această resursă de lemn uh, într-un mod cât mai eficient și cât mai uh, util din punct de vedere al societății inclusiv pentru combaterea acestor uh, 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 schimbări climatice asociate emisiilor de carbon. Deci, primul subiect este uh, gestionarea sustenabilă a pădurilor, iar aici vorbeam de inventarul forestier să ne, național. Să mai spunem câteva cuvinte, pentru că v-am întrerupt atunci. În pofida ceea ce se crede de foarte multe ori în opinia publică românească, spuneați că, de fapt, avem starea un plus. Starea pădurilor a, României este, bun. este bună, recoltăm mult mai puțin decât creșterea pădurilor. Dacă luăm cele două cifre care contează, avem o creștere a pădurilor, spune Inventarul Forestier Național, de 58 de milioane de metri cub anual, iar volumul dispărut din păduri, dispărut înseamnă inclusiv în urma recoltei de lemn, dar și în urma eliminării naturale, mortalității naturale a arborilor, de 38 de milioane de cub. Deci creșterea pădurii de 58 de milioane de cub, recoltăm 38 de milioane, în fiecare an ne rămân în păduri peste 20 de milioane de metri cubi, deci în niciun caz tema aceasta că dispar pădurile este complet falsă. Este de discutat ce înseamnă această cifră de 38,6 milioane de metri cub? Uh, Am văzut că au fost o serie întreagă de, de interpretări, inclusiv noul ministru al uh, mediului a, a avut o interpretare. Uh, e de discutat, cum spuneți. Dacă aș fi să sintetizăm foarte rapid pe această temă, cum ați uh, explica? Se face o confuzie între volum dispărut și volum tăiat comercial. Volum dispărut în sensul IFN înseamnă arbore care acum 5 ani exista și acum nu mai există. Dar el nu mai există fie pentru că a fost recoltat, fie pentru că a dispărut datorită uh, uscării naturale, eliminării naturale a arborilor. Uh -huh. uh, nu se înțelege faptul că Inventarul Forestier Național se referă la păduri, păduri uh, pe care Inventarul le, le evaluează la 7 milioane de hectare. Noi vorbim de fond forestier național, deci, deci păduri care sunt supuse regimului silvic, incluse în amenajamente silvice doar 6 milioane jumate de hectare. Deci e o diferență de o jumătate de milion de hectare de pădure uh, între cele două cifre, care la un volum mediu recoltat de 5 cubi înseamnă încă 3 milioane de cubi, este vorba despre în inventar. In inventarul forestier este o evaluare a arborului integral cu vârfuri, creci, pe când noi vorbim de volum comercial, care este evident mult mai mic, diferența fiind de 20%, dar cea mai mare diferență este că inventarul vorbește de arbore dispărut, inclusiv arbore uscat natural, pe când noi vorbim, acești arbori uscați natural sunt evaluați în toate inventarele forestiere la minim un metru cu pe an și pe hectar. Asta înseamnă pe 7 milioane de hectare, 7 milioane de cubi. Deci, noi când vorbim despre această cifră, întotdeauna am rugat autoritățile să o expliciteze, să o detalieze, pentru că către opinia publică s-a dus o interpretare falsă că acesta este lemn furat sau lemn tăiat și lemn care ajunge în industrie. Este evident o interpretare simplistă și falsă pentru că exact așa cum spunea și doamna Sereni, în industria mobile, de exemplu, ajunge doar un milion de metri cub de masă lemnoasă din 18 milioane de metri cub recoltați în România. Este absurd să blamezi industria mobilei de terile ilegale. Evident este se folosesc aceste campanii de mediu pentru a lovi în industrie. Bun, e limpede că sunt și niște precizări metodologice, sunt chestiuni mai tehnice, dar nu este în același timp corect să aruncăm, cum spuneți dumneavoastră, sau să, să facem un semn de egalitate între lemnul tăiat eventual ilegal cu ceea ce nu inventarul ferestier național dă ca fiind lemn nu care a dispărut, care nu mai nu se află în păduri, care este, nu, da, deci, căzut. Uh, sau... punctul de vedere uh, și singurul lucru de fapt care ar trebui să, să rămână uh, pentru opinia publică este să privim datele inventarului forestier național în ansamblu, pentru că este o inventariere statistică pe uh, pe numere mari, pe suprafețe mari care se referă la tot fondul forestier național. Deci, inventarul forestier ne spune că starea pădurilor este bună. Inventarul forestier nu este o cercetare care să ne dea uh, un volum tăiat ilegal, nu are nicio legătură cu așa ceva. Inventarul este folosit pentru a determina un raport între creșterea pădurii și acest volum dispărut. Ori inventarul ne spune uh, creșterea pădurii de 58 de milioane de cubi volumul acela dispărut de 38 de milioane de cubi, recoltăm mm. sustenabil, inventarul forestier ca cifră de comparație, inventarul forestier 38 de milioane de cubi 7 milioane de hectare înseamnă 5,5 metri cubi pe an și pe hectar, aceeași cifră în Germania este de 10 metri cubi pe an și pe hectar, deci Germania recoltează dublu de două decât ori mai noi, mult decât România. Uh, da, se pot face aceste pentru că datele sunt publice și în Germania, și în Austria, și în Cehia, și în Slovacia, cât recoltează fiecare țară pe hectar și se va vedea că România recoltează foarte puțin ca cifra absolută, volum pe hectar și foarte puțin din creșterea pădurii. Bun, unde suntem acum? Care sunt temele de actualitate ale industriei? Totdeauna discutăm despre acest lucru. Am văzut că spunea doamna Sereni, importurile totuși cresc, prețurile sunt mai mari decât uh, anul trecut, nu? Sau de urmă cu câțiva ani. Uh, masele noastre, spuneați, uh, se recoltează mai puțină. Uh, rom Silva, nu știu ce se mai întâmplă cu licitațiile de uh, Romsilva vis-a-vis de exploatarea maselor noastre. Care, unde ne aflăm acum? Anul trecut, și mai e și lemnul uh... de foc pentru gospodării și acolo e o temă. Anul trecut, în 5 anul trecut, în această perioadă anului, vorbeam despre faptul că ne afundăm într-o criză economică a sectorului indusă tocmai de această suprareglementare, supracontrol legată de exacerbarea temelor legate de terile ilegale, ceea ce anul trecut era un început, acum este o criză în, în, toată, regula. în toată regula. Aș cita doar un indicator. Știți că se vorbește în România de o scădere a activității industriale uh, care afectează este? produsul interbrut? Pe ansamblu, vorbind de o scădere de 3-4%, indicele scăderii în industria lemnului a fost în luna august, ultima lună pe care avea în cifre, minus 27%. Deci este, este, o, este o încetinire de activitate. Care se apropie pe alocuri în unele segmente de blocaj de blocaj total. La licitațiile acestea mari, de care mă întrebați, uh, au fost județe în care nu s-a adjudecat nici un metru cub de masă lemnoasă. Uh, foarte mulți agenți economici, uh, datorită acestei blamări a sectorului, preferă să. Se ducă și să lucreze în aceste doborături de vânt sau arborete afectate de uscare în masă din Germania, Cehia sau Slovacia. Este un deficit enorm de forță de muncă pentru acele țări. În Aceste în țări. Aceste Europa, țări bineînțeles, sunt mult mai bine plătite acolo și s-ar putea ca la anul pe timpul ăsta să nu mai avem deloc discuții teoretice despre mediu și tot felul de schimbări climatice sau și tot felul de uh, lucruri uh, teoretice o să vorbim despre faptul că ne uităm uh, efectiv lemnul rămâne în păduri și nu mai are cine să-l pună în piață și o să ajungem în acea ipoteză absurdă în care se va vedea ce înseamnă oprirea activității în sectorul de exploatare ale lemnului? E o amenințare, e o problemă reală, cea despre care vorbiți? Adică ne putem aștepta la o cădere atât de mare a acestei industrii forestiere în România? Cu siguranță, cu siguranță. Deci, uh, unul, rezultatele licitațiilor ne arată o tendință, deci faptul că nu se adjude că masă înseamnă că firmele nu contractează și nu exploatează masele lemnoasă pentru arun următor, iar un semnal foarte puternic, deci în județele forestiere mari, vorbim de Caraș, Alba, Hunedoara, județe foarte mari cu, cu fond forestier foarte mare, numărul firmelor care se prezintă la licitații s-a înjumătățit față de anul trecut. Ce se mai întâmplă cu prețul lemnului de foc și cu aprovizionarea cu populației cu lemn de foc? Așa cum spuneați mai devreme, jumătate din lemn, lemnul recoltat din România este folosit pentru, nu, pentru, pentru, încălzire. pentru încălzire. Știu că am avut anul trecut un vârf al prețului pentru lemnul de foc pentru populație. Ce se întâmplă anul în acesta? Care sunt, care sunt tendințele? Uh, anul acesta, datorită supraofertei uh, de care vorbeam, 100 de milioane de metri cubi în Europa Centrală, datorită importurilor care au ajuns la 3 milioane de metri cub de lemn uh, brut, în special de rășinoase, dar și importurilor de cherestea de care vorbea doamna Sereni, președinta Asociației Producătorilor de Mobil, acele importuri au ajuns la 3-400 de mii de metri cub de cherestea de rășinoase, uh, datorită deci, unei oferte de lemn ieftin din import, avem o supraofertă pe, pe piața din România și în condițiile în care, așa cum spuneam, industria și-a redus motoarele și atunci singura piață a rămas lemnul de foc. Deci datorită acestei conjuncturi, datorită acestei conjuncturi, avem o ofertă în piață, de lemn de foc, prețurile au scăzut în medie, zic eu, în jur de 20%, cu mici diferențieri regionale, dar oricum anul acesta nimeni nu, a, nu au mai existat plângeri că nu găsesc lemnul deci în piață. Deci această problemă măcar s-a rezolvat. Această problemă temporară este, este, nu este acută. Bun, ca o concluzie, va juga. aveți și un eveniment, Forumul Pădurilor, pe care îl organizați chiar în această săptămână. Care vor fi temele dezbătute acolo și spuneți-ne și o concluzie a, a discuției noastre de astăzi, va aș Temele pe care le propunem la forum sunt legate tocmai de a discuta despre rezultatele inventarului forestier, a discuta despre starea pădurilor, cu accent pe explicitarea uh, și solicitarea către autorități de a explicita acea cifră de 38,6 milioane de metri cubi volum dispărut uh, și, pornind de la, de la această stare a pădurilor, să discutăm despre prioritățile de politici publice pentru sectorul forestier, cu accent, iarăși, uh, pe uh, uh, modalități de a scăpa de această suprareglementare uh, care există în sector de a dezvolta sisteme de control paza pădurilor și de trasabilitatea provenienței legale care să nu încarce și să nu birocratizeze și să nu suprareglementeze și, bineînțeles, înțelegând starea sectorului, să discutăm despre nevoile de finanțare în exercițiul financiar 2021-2027 al unii Europene în următorul exercițiu financiar, în condițiile în care în acest buget al Uniunii Europene 35% din sumele alocate trebuie să fie orientate către măsuri de mediu și climă. Așa cum ziceam, pădurile trebuie să ocupe o poziție centrală în toate aceste discuții legate de mediu și climă. Mulțumesc, că aș trage și eu o concluzie, așadar avem nevoie de păduri, Europa are nevoie de păduri, România are nevoie de păduri, abordările excesive nu sunt deloc uh, sănătoase și atunci trebuie să ne uităm cu înțelepciune și cu echilibru vis-a-vis -vis de ce se întâmplă cu pădurile din România. Ați avut o mostră chiar astăzi, o abordare echilibrată și a tem acestor teme realizată de Cătălin Tobescu, director Ford românia Comunitatea Forestierilor. Îi mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc de asemenea, stimați ascultători, pentru că ne uh, ascultați. Eu sunt Constantin Rudnitski. vă spun ca de obicei, rămâneți pe RFI România, toate cele bune, o seară bună vă doresc!